Scandalul din coaliție provocat de noua lege a pensiilor e departe de final. Fostul ministru al muncii, Marius Budăi, le reproșează colegilor din PNL că luptă, citez, împotriva părinților și bunicilor. Declarația lui Budăi vine după un lung șir de jigniri între cele două partide. Intrat într-un cont de umbră după demisia cu scandal de la Ministerul Muncii, fostul ministru al muncii Marius Budăi revine pe scena politică. El le reamintește celor din PNL că i-au cerut demisia atunci când el se lupta să elimine plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii. Ceea ce ați făcut acum două zile, dragi colegi liberali, prin punerea în pericol a legii pensiilor, mi se pare impardonabil. Mă gândeam că după 2 ani de guvernare alături de PSD ați ieșit din logica lui nu se poate și nu am. Nu sunteți de acord cu majorarea pensiilor și cu eliminarea celui nedrept procent de 9,4%, doar mi-aș cerut demisia când mă băteam susținut de PSD să elimine acest procent. Nu sunteți de acord cu echitatea și cu solidaritatea? Vom vedea în Parlament la dezbaterea și aprobarea legii. Declarațiile de război ale lui Budăi față de liberal continuă șirul atacurilor dintre cele două partide pe tema legii pensiilor. Proiectul s-a adoptat cu mare scandal joi după ce ședința de guvern a fost amânată din pricina neînțelegerilor dintre premierul Ciolacu și ministrul liberal al finanțelor, Marcel Boloș. După ce FMI a criticat proiectul legii pensiilor și a cerut modificarea lui în Parlament, și opoziția a atras atenția că guvernul nu a găsit surse reale de finanțare pentru mărirea pensiilor. Reprezentanții PSD susțin însă că politicienii care denigrează legea sunt lipsiți de responsabilitate. Așa sunteți voi de la USR cu gura mare de fiecare dată. Nu ați înțeles nimic și ați fugit de la guvernare, deși voi de la USR nu faceți nimic altceva decât să aveți o retorică de a critica și de a avea gura mare plată legilor. Tocmai v-am spus că avem... Domnul Șordan, este o diferență între critică. Mă iertați, dar sunteți un pic neobrăzat. Domnul Pălăriu, încerc să vă explic frumos, că poate să înțelegeți și noastră, dar poate ați putea să luați un pic, să vă notați voi de la USR, vă explicăm acum frumos. Domnul Șoldan, mai ușor cu pianul pe scări. Nu, domnul Șoldan, dacă continuați în felul acesta, cu să luați un pic, asta este o aroganță până la cer.